Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Reținerea Elenei Udrea în America Centrală nu îl interesează pe ministrul Justiției. Tudorel Toader spune că pentru el acesta nu este un subiect și că instituția pe care o conduce și-a îndeplinit obligațiile la timp. Ministrul Justiției a adăugat că durata procedurii de extrădare depinde de sistemul judiciar din Costa Rica. Discursul Vioricăi Dăncilă din plenul Parlamentului European a fost, se pare, pe placul miniștrilor, așa că aceștia au primit-o cu aplauze la ședința de guvern de astăzi. Premierul a spus că a transmis oficialilor europeni că există multă dezinformare, iar cei care au întocmit rapoartele MCV au ignorat efectele protocoalelor. Cota redusă de TVA de 5% a fost extinsă în turism. Cazarea, serviciile de restaurant și parcurile de distracții vor beneficia de măsură. Guvernul spune că turismul românesc va avea astfel cel mai scăzut TVA din Uniunea Europeană. Leul pare să fie în cădere liberă. Un euro a ajuns astăzi la 4,66 lei, un maxim al ultimelor 15 săptămâni. Și dolarul a crescut până la 4,05 lei. Acum 61 de ani, Uniunea Sovietică lansa primul satelit artificial al planetei, Sputnik 1. Întreaga poveste a satelitului, dar și a cursei spațiale dintre URSS și Statele Unite, o aflați în site-ul Descoperă. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.